dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vloglet pe canalul meu! Avem două coșuri gigantice pline cu pufuleți, cu surprize de toate felurile, și pentru fete și pentru băieți, pentru că ne aducem aminte puțin de copilărie și ne îndeplinim visul ăla pe care l-ai avut tot timpul și vezi toate jucăriile, și sper că o să avem cât mai multe jucării diferite. Și astăzi deschidem 100 de pungi de pufuleți cu surprize. O, sincer, n-am crezut că sunt așa scumpi pufuleții. Un bag din asta de 4 sunt 44 de lei. 44 de lei! Deci 44 cu 44 egal 88. Mult. Da, mult. Doar două. Sunt pufuleți cu jucării XXL, da? O, jucării de alea mari, a? Da, cine știe cine pică. Da. Hai să mergem acasă, că se închide imediat magazinul și abia aștept. Hai să vedem dacă ne încap un corp acasă. Eu zic că încap lejer, mă, X6-le ăsta. Nu trebuie să-i aranjezi. Nu știu ce să zic. Încap, mă, încap. Chiar e mare formă ca jos. Când ne-am mutat, cred, am făcut cât? 4 drumuri. Da. Cu tot ce aveam în casă, cu mobilă, cu scaun, cu birou, cu tot. E incredibil, e cel mai mare formă ca jos, pe care l-am văzut vreodată. Să vină pufuleții! Haidea cu pufuleții! Aoleu! Aoleu! Bun, și am ajuns acasă, am adus toți pufuleții și putem să-i dăm drumul. După ce terminăm toată treaba asta, o să îi donăm în mare parte, o să dăm și la familie, o să-i mâncăm și noi, vedem exact ce facem cu ei. Eu vreau să mănânc din ăștia. Restul pot să-i donez pe toți, dar așa cu cașcaval vreau să-mi lași și mie. Bax, am și eu. Și eu aș vrea cu cașcaval, sincer, îmi plac cel mai mult ăștia. Dar cred că ăștia o să aibă jucării mai nașpa decât ceilalți. Da. Începem cu aia scumpi sau începem cu aia ieftin? Eu zic să începem cu aia scumpi. Eu zic să începem cu aia ieftin, să-i ținem aici. Hai să facem piatră foarte pe cărtie. Hai. Hai, 1, 2, 3 și... Oh, începem cu aia scumpi. Nu vreau să aud nimic, am câștigat. Începem cu aia scumpi. Hai, 2 din 3. Nu, că și ei vor să vadă aia scumpi, așa că suntem toți versus tine. Bine, dar stați până la final ca să-i vedeți și pe ceilalți. Ok. De băieți sau de femei? De fetițe. Păi, hai să le desfac eu pe alea de fete și tu pe ăștia de băieți. Ok. Asta smart, tată. Wow. Și copil mănâncă atâția pufuleți. Nu mănânc toată ziua. Hai, începe tu, primul pufulete. Prima pungă cu pufuleți XXL. Hai, deschide-te, scurio, să vedem ce surprize avem. Poate primim și noi un Rolex, ceva, un bilet la Bistri, un ceva. Ce? Ghici ce-i înăuntru. Nu știu, o păpușă. Sunt mai mulți pufuleți împachetați. Deci avem mai mult de 100. Mă gândeam eu, bă, cum trebuie să fie atâta? Păi și jucăria? Deci sunt pungi normale, 3 pungi. Sau 2 pungi. 2 pungi și o jucărie. A, păi super, atunci o să rămân și nedesfăcuți direct. Deci, aici avem un fel de titirez. Nu știu exact cum funcționează. Să-l desfacem, să-l încercăm sau la sfârșit? O, oh, cred că e titirez de ăsta electric. De face singur. De-ai că îl lansează, dar... Da, nu merge. Merge, mă, cred. Uite că s-a învârtit un pic. Mă rog. Iată să... Hei, voiam să încerc. Lasă. E rândul meu, cu jucăria mea de băieți. Bun, o pungă de pufuleți. Alte, uite, eu am 3. Tu ai trei? Eu am 3 mai mici. What? Ia uite, tată. Avem aici o mașină puternică de poliție. Aia zic. Dar chiar îți margi. Mă, sincer, jur. Culoarea asta la mașini mi se pare cea mai tare culoare posibilă. E culoarea mea preferată aproape. Trebuie să-mi fac și X6-le așa. O, vezi că e de-aia, de-o dai în spate și merge rapid. Da? Da, da. Trebuie să pune și jucăriile undeva, să dăm și jucăriile. Pune-le aici. Sper să-ți aștru în toată casă. Hai. Bun. Parcă îmi place așa să deschidem... Wow, astea stai! A, de-astea de lipit așa fosforescente? Da! Fosforescente? Din astea aveam când eram mică. Aveam un baldachin de la deasupra patului și aveam și steluțe de astea, de puteai să le pui. Astea cred că le păstrez. Da? Da. Îmi place vlogul ăsta tău. Și mi-o place. Știi Crăciunul. Așa mă țipuleții. Oooo, ia vezi, tată, ce e asta? Cred că e un... Dacă nu mă înțeleg, cred că e un MP5. Păi și avem? Uite-te că face scânteie! Face scânteie, da. De să văd. Vreau și eu. Cred că are piatră din aia ca la brichetă. Da. Ce tare. Până acum asta e preferata mea. Dar avem voie să arătăm asta pe lor. Da, măi, de jucărie. Vezi, vezi pachetul din FBI. Până acum, aia e pe primul loc. Ești câștigător. Yes.
Știi, păpușă Barbie? Da! Mi-am dorit să găsesc vreodată așa ceva într-o de astea de pufuleți, că tot timpul mă mințeau pe cutie că există și n-a existat niciodată. Măi! Wow, și tocuri și fustiță. Cred că asta câștigă, de fapt. Mm-mm. Ba! Și asta e penultima pungă. Bam! Bam, bam, bam! Opa! Ia vezi, tată! Asta e avionel! Avionul! Pleacă avionul, Wizzer! Boi, vezi că e pe bucăți! Auleu! Odată așa, odată așa, odată... Poate nu-i acolo. Așa. Ah, bai, acolo. Aici, mă, eu am asamblat avioane de când eram mic. Și are și tine astea, dar nu știu unde. Astea. Boi, dar ce știu ești, tătele ea. Așa. Era tare dacă și zbura. Și ultima mea punguță mare. Mamă, o păpușă. Alta păpușă Barbie. Da. Oh. Asta are poșetă. Asta pare mai săracă. Da. Ce cât are la altă. Dar asta e blondă, ca mine. E blondă. E blond. Frumoasă. Bun. Și mai o pungă. Mai am o pungă? Da. Bine, bine! Mașină de poliție, dar de data asta roz. Ah, dar e exact ca aia. Da, e exact ca aia, dar cu alte culoare. Am crezut că o să fiu mai multe la fel într-un set, dar nu au fost. Da. Și așa, cu ce primești și cât dai bănuți, mie mi se pare că merită. Mie nu mi se pare că merită 44 de lei, 3 pungi de pufuleți și o jucărie de asta de 2 lei. Păi e 11 lei o pungă. Nu, nu, nu. Mie nu mi se pare un deal bun. Mie mi se pare foarte bun. Ăștia-s clasicii. Stai că la ăștia trebuie să... Trebuie să căutăm. Da, aici e jucăria, pe partea asta. Aaa. Unde? Să-i mâncăm pe toți. Hai, poate îmi voi din gata. Ia că am găsit. Iar avion. Opa, încă un avion. Oare ce înseamnă asta? Că plec în vacanță? Da, dar nu cu avion. Bun, golești tu pe tăi. Sau pot și dintr-o... Închidem. Da, mai bine închidem. Dar eu nu găsesc jucăria. Oh, că dau pe afară. Băi, vezi că eu am o mașinuță de curse. Eu cred că mi-am o mașină. Hai să vedem. Zici că tragi bilete la loto. Mam. Ce e acolo? Hei, trebuie să-i deschidem cu fundul, că e la fund. Deci am găsit și eu un avionaș. Mă, avioane prin... Da, da. Este ceva gângane de asta, așa... Roboțel de asta, gândac, dracu știe ce-i. Da, jucările noastre nu-s faine. Următorul. Ăsta este un suleț. Uai, cu roți. Asta-i drăguț. Dar nu pare foarte friendly, are o față un pic ciudată. Ăsta e un șuricel roz. Ce drăguț. Asta nu știu ce e. Hai să vedem. Cred că sunt ochelari. Auleu, sunt ochelari, dar vezi că sunt ochelari de ăștia. Cum se numesc? Nu înțeleg cum sunt. Sunt așa de poți să-i împachetezi. Oh, da. Îi dai aia de leiuri, Tecno. Cu așa mă duce. Hai, două pe leica. Să ducă bere. Nu, am zis pe aici. Dar dacă o să duci o bere, nu mă duc. Mie mi se pare că decât să cumperi 3 pungi de astea, care dacă le aduni costă cât o pungă de asta, care deja are 3 pungi și ai și o jucărie mare, mai bine e o pungă de aia mare. Bă, ai 50 de lei, femeie. O, un 50 set. De lei, da, 3 pungi de pufuleți, care sunt 50 de bani. 11 lei. No. Încă un gândac de ăsta. Opa, ai și tu ochelari. Acu? Da, domnul. Ce vrei? Da. Ui, ai tăiat ursuleț, am venit buburuță. Da, ursuleț panda. Așa, bam, bam. O să fim meci la primul nostru rank. Ce cute. The what's with that? The what's with that? Ce e asta? Motocicletă. Cutăraș micuț și drăguț. Asta e un mouse. Un șoarece. Un șoarece cu o poșetă. Bine, jucăriile astea, cui să le dăm? Cred că nici copiii nu se joacă cu așa ceva. Ba da, mergem cu ele în parc. Să vezi că ne huiduie copilul. Ce, ce asta, bă? Unde-i ochelarii? Aaa, vezi că ăsta îl țin. Ce, nu are face vânt? Da, da. Și ăsta de nu-ți trebuie baterie, nu-ți trebuie nimic, numai să apeși așa. Da, cred că faci antebrațul, uite atâta. Dă vânt. Nu dă. Mai tare obosești până dai decât să te răpăiești. Nu-i rău.
Opa, cam și o motociclete cu pizza albastră. Uite, încă o dată, acest șoricel. Uite pe Luci. Opa, am deschis ăștia și mai ieftin. Ăla, ăștia cred că nu m-am balat de pe ei. Dar ăștia-s buni, cred. Ăștia-s cu cașcaval și ăștia-s ăia de când eram mici. Mamă, cum arată niște sătuți din plastic. Uai, cum pot. Wow. Dar nu miros așa bine, de fapt. Vezi că am două jucării în asta. Ai două? Iar avion. Cred că le place. Bă, era pe TikTok. Și un skateboard. Când eram mic era skateboard cu alea, știi? Îți cumpăr niște vanși, frate. Chiar am dus să-mi cumpăr azi. Băi, dar sunt buni ăștia. Da. Hei, și eu am câștigat un fluture prin care poți să fluieri. Dar jucările astea chiar sunt foarte mici. Mie mi se par mai tare astea, din cele mai ieftine pungi, mai tare decât alea medii. Da, și mai folositoare. Deci că alea mari au fost cele mai scumpe, 44 de lei. Celelalte au fost 30 de lei baxu, alea semi. Și astea, care au fost 16 lei baxu, mi se pare că au jucării mai... Da, decât alea de mijloc. Ce asta? What? Wow! Ai un omuleț din ăla verde de armată. Ăla de pe vremuri. Da! Wow, ăsta mi se pare tare rău. Asta e chiar penal. Ce bune! Dar ce poți face cu el? Îl pui în birou așa, de design. Da, pe vremea lui Ceaușescu. Din nou, o mașină pentru mine, deci chiar trebuie să-mi iau o mașină. Trebuie să-mi iau avion. Habar n-am și ăsta. Cred că e un rac? Cred că e breloc cumva, ceva de genul. Încă o fluierișcă. Cât ai fluieriști? Hai să văd dacă se aude de fluieriști. Oh, da, vezi că asta e mai ascuțită. De care vrei să luăm următorul box? O de astea mici? Da. Ia, frate. Păi, și nu am încălzit. Și eu, nu mă zic că le deschid. Deci că lucrăm la fabrică. Asta are și o fluierișcă în formă de căluț. Oh, eu am o paletă de tenis care e fluierișcă. Cu dedicație. Am obosit. Și eu am obosit. Ce muncă grea. Să vedem, este o altă fluierișcă? Probabil că da. Exact, o nouă fluierișcă. Ia să vedem, eu voi primi o fluierișcă cumva? Ca să vezi, chiar da. Deci nu am primit nimic din ce arată pe etichetă, că ar trebui să primești. Uite, am primit un pinguin. Auleu, am primit o poșetă, dragă. O, Chanel, Gucci, care-i? Dacă aș mai avea păpuși și aș fi mică, aș fi fericită să primesc asta. Păi ai păpuși acum, ai două păpuși babi. Dar nu mai joc așa cu focuia. Bă, ăștia m-au mixit. Nu e cu jucărie. Ba, ce-l pus. Ăsta e breloc, fluier. Interesant cumva, fluierișca asta. Da? Pune dracu suflu. Nu cred că pe acolo. Ba. Gem! S-a mai dus un bax. S-a mai dus un bax, a? Da, da. Ui! Suntem muncitori de aia, de la tem sau de la chain. Yo! O nouă fluierișcă. Uite, am și un soldat pentru tine, Roy. Roy! Îl pui pe nopchiară, bine? Ce fain e! Ce bun e să ăștia, măi! O nouă fluierișcă! Nu! Ăsta e joc! Asta de bagi bilucele în mijloc acolo, știi? Ăsta e tare! Opa! O nouă scooter! O nouă scooter! Una nouă scute, un nouă motor. Oh. Nu mai pot, am amestit. Numai cu flash și jucării. Îți dai seama că costul producției la chestia asta e, cred că, un leu. Și la pungă, ăsta? Și pungă, și flash și jucărie. Nici atât nu cred că e. Pentru că este o nouă fluierișcă. Pa, un nou avion. Un nou avion. Cred că au 5 matrișe ăștia. Avion sau fluierișcă? S-au mai minut de curse. Gata, am cu un box. Da, da. Mai că mai e cu căzut. Mai avem puțin până să ne facem norma. Să plecăm acasă. Când avem pauză de masă? Mai avem 4 ore. Wow! O nouă mașină de curse. Mașina și este o mașină de curse. Wow, este meci. Și tu ai nimerit cu albastru și am nimerit cu roz. Da, cred că ne simte ăștia. Să vezi cum se aude mica dacă am pășnit. Un nou, wow, alb. Frumos. Da, da. Îți dai seama dacă mergem în parc cu punga, cu jucării, cu toate, așa, ciorave, brânză. O zic cu copii, că așa mirosim. Donăm doar fuleții, nu și gunoaiele astea, că bune, gen efectiv în gunoi. Uite, asta e o fluierișcă mai șmecheră, care e de-astea. Dar nu se învârt. Cred că trebuie să o bagi în apă, mă. Cum să o bagi în apă? Să sufli sub apă. Trebuie să sufli cu nasul. Cum să sufli cu nasul?
Ah, acum că sunt bani aici. Un nou avionaș. Hai că asta e cu noroc, o simt. În asta pică Rolex-ul. Ai grijă. O nouă firișcă cu elice. Hai, colega, că mai avem trei locuri. Trei locuri, Sara. Opa, un skateboard. Opa, o nouă gânganie. Un nou pinguin cu autist. O fluierișcă în formă de om de data asta. În formă de om? Da. Și în ce-i sufli? În picioare. Opa, ia, lăsată. Și tu ai tot din asta, sau? Trompetă, bă. Aoleu. Nu mă joc cu. Cred că e flaut. Am dat ai televizor. Par televizorul. Ce mă doare capul. O nouă motocicletă. Tu ai căruță, vezi, din asta nu mai avut. Căruță, tată. Mai trei baxuri, prieteni. Ce-ai acolo? Nu știu, ceva OZN de asta. Opa, un tank. Un tank? Un tank mic. Bine, vezi că e ceva nou. Asta cu ăsta e mai reușit așa. Un rechin. Rechin, cu roți. De aici eu am un picioruș din ăsta cu biluțe unde trebuie să bagi pilele acolo. O nouă trompetă. Ulala. O nouă trompetă cu elice. Un pește. O nouă trompetă. Opa. Este ghici ce? O nouă trompetă. Dar cu poză, cu biserică. Nu biserică. Ba da. Ce e azi? Oasă. Uite, nu speriau copii ăștia. Tu vezi? Cred că e drac. Tu e un cap așa de taur, demonic, așa cumva, cu foarte. Și trebuie să-i sufli în gură. What? Cum e legal așa ceva? Iluminati! E peste tot, chiar și-mi pufleț. Un nou din ăsta, culoarea din aia. O mașină. Astea sunt ultimele 5 pungi, care bineînțeles sunt picioruș, o fluierișcă. Mașina, dar aici e avion. Aici nu e jucărie. A, este fluierișcă din nou. Fluierișcă. Da, deci pot să zic că am rămas destul de dezamăgită. Dacă vreți, la 10.000 de like-uri facem partea a doua și deschidem 500, dar din alea XXL. Adică jucările din astea XXL chiar stai. Adică pe bună aia. Bam, bam, bam. Da. Dacă aș fi știut că deja nașpa n-aș fi luat de astea, dar nici nu erau așa multe din astea mari și n-am vrut să fac doar cu 4 baxuri, așa că am zis că să facem cu astea. Măcar mi-am hrănit curiozitatea, am văzut că n-am pierdut nimic ca toată copilăria, că am pierdut doar câteva din astea. Câteva fluieriști. Câteva fluieriști. Erai regina fluieriștilor dacă le aveai când erai mică. Da. Sau dacă vreți putem să facem cu alte produse, putem să facem cu ouă Kinder sau cu alte chestii care au surprize, nu știu care mai sunt. Nu cred că mai sunt altele, sau? Nu știu. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, să lăsați comentarii drăguțe și de care vreți voi, pentru că vă dau inimioare la toți. Și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa!